Amin. Deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Marcu, la capitolul 12 și vom citi versetele 35 la 44. Pagina 978 în Sfânta Scriptură este textul pentru dimineața aceasta. E cuvântul lui Dumnezeu și întotdeauna ne apropiem de El în rugăciune, conștienți că doar Duhul lui Dumnezeu ne poate ajuta să înțelegem Scriptura, să credem Scriptura și să împlinim Scriptura. În rugăciune cu voce tare, după citirea textului, ne va conduce fratele Daniel Țiț, este aici la cor. Pe când învăța norodul în templu, Iisus a zis: cum zic cărturarii că Hristosul este fiul lui David? Însuși David, fiind însuflat de Duhul Sfânt, a zis: Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Deci chiar David îl numește Domn. Atunci cum este el fiul lui? Și gloata cea mare îl asculta cu plăcere. Învățătura pe care le-o dădea, Iisus le zicea: păziți-vă de cărturari cărora le place să umble în haine lungi și să le facă lumea plecăciuni prin piețe. Ei umblă după scaunele din tâi în sinagogi și după locurile din tâi la ospețe. Casele văduvelor le mănâncă și fac rugăciuni lungi de ochii lumii. O mai mare osândă va veni peste ei. Iisus ședea jos în fața visteriei templului și se uita cum aruncă norodul bani în visterie. Mulți care erau bogați aruncau mult. A venit și o văduvă săracă și a aruncat doi bănuți care fac un gologan. Atunci Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis: adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toți cei ce au aruncat în visterie, căci toți ceilalți au aruncat din prisosul lor, dar ea din sărăcia ei a aruncat tot ce avea, tot ce îi mai rămăsese ca să trăiască. Amin. Plecăm capetele și ne rugăm. Pasajul acesta pe care l-am citit ne prezintă ultima predică a Domnului Iisus în templul de la Ierusalim. Sunt ultimele clipe ale Domnului în incinta templului. La terminarea acelui mesaj, când va ieși din templu, Domnul Iisus iese pentru totdeauna. N-a mai intrat niciodată în templul de la Ierusalim. Nici măcar după înviere. De aceea, ne uităm cu atenție la ultimele cuvinte ale Domnului în ceea ce înseamnă ultima lui predică pentru templul din Ierusalim. Da, va vorbi despre templu, dar va vorbi de pe muntele măslinilor uitându-se la templu. Acum însă este în incinta templului, în ziua de marți, în ultima săptămână din viața Domnului. Mai are două zile, înainte de vânzarea lui, de arestarea lui și apoi patima lui, moartea, îngroparea și învierea. În această predică, Domnul Iisus are trei puncte principale. Primul punct al predicii lui este clarificarea identității lui Mesia. Explică limpede cine anume este Mesia. Al doilea punct al predicii lui este confruntarea cărturarilor și a fariseilor. E una dintre cele mai aspre confruntări. Sunt unele dintre cele mai aspre cuvinte pe care le-a rostit vreodată Domnul și le-a adresat oamenilor. Și punctul al treilea, Domnul Iisus confirmă care este cea mai mare donație care s-a făcut vreodată la templul din Ierusalim. Pe când învăța norodul în templu, Iisus a zis: cum zic cărturarii că Hristosul este fiul lui David? Însuși David, fiind însuflat de Duhul Sfânt, a zis: Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Deci, chiar David îl numește Domn, atunci cum este el fiul lui David? Și gloata cea mare îl asculta cu plăcere. A fost o zi lungă în viața Domnului când au venit rând pe rând grupări religioase,
conducători religioși ca să îl ispitească, să întindă o cursă ca să îl discrediteze în fața norodului sau să-l pună în conflict cu autoritățile romane. La toate întrebările și ispitirile lor, Domnul Iisus a răspuns înțelept și le-a închis gura. Și acum, după ce nimeni nu mai îndrăznește să-i pună nicio întrebare, pentru că fariseii, irodianii, saducheii, cărturarii, toți au rămas de rușine în fața norodului și nimeni nu mai îndrăznește să-l întrebe nimic. Nu mai au întrebări. Și Domnul le adresează el o întrebare. Este în templu și întreabă: cum zic cărturarii că Hristosul este fiul lui David? Pentru că David, când vorbește despre Hristosul, în limba greacă este Hristosul, în ebraică este Mesia. Deci când David vorbește despre Mesia, spune: Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe toți vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Când spune Domnul a zis Domnului meu, este Jehova a zis lui Adonai. Jehova a zis lui Adonai, șez la dreapta mea. Este citat din Psalmul 110. Întoarceți-vă, rog, la Psalmul 110. Psalmul 110 este un psalm mesianic. Psalmul acesta mesianic este unul dintre cei mai citați psalmi în Noul Testament. Și psalmul acesta a lui David începe așa: Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Este un psalm care vorbește despre Mesia. Și în timpul acesta, cărturarii erau experții vremii în explicarea, în tălmăcirea Scripturilor. Slujba lor este să-i învețe pe oameni adevărul Scripturilor. Și adevărul central al Scripturilor Vechiului Testament este adevărul despre Mesia. Toate învățăturile și toate exemplele din Vechiul Testament arată spre Hristos, punctul culminant al lucrării lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Și când David, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, vorbește despre Mesia, folosește două expresii. Domnul a zis Domnului meu, Jehova. Jehova Dumnezeu Tatăl. I-a zis lui Adonai, șez la dreapta mea. Și datoria cărturarilor era să afle cine este Adonai. Despre cine vorbește David când spune Adonai? Da, e adevărat. Sunt foarte multe texte în Vechiul Testament care ne spun că Mesia va fi sau este fiul lui David. În Isaia capitolul 9, când Biblia vorbește despre Mesia, spune: El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit, va da scaunului de domnie a lui David și împărăției lui. Capitolul 11, o draslă va ieși din tulpina lui Isai, este tatălui David. Și când oamenii strigă la Domnul Iisus în vremea în care au nevoie de ajutorul lor, spune: Iisuse, fiul lui David. Și cărturarii și fariseii au adus învățătura că Mesia este fiul lui David și atât. Și-au dezvoltat ideea unui Mesia doar uman. Mesia este doar un om. Un om cu abilități și calități deosebite, dar este doar un om. Și când vorbesc despre Mesia și ar fi trebuit să ajungă la Psalmul 110 și să explice poporului: Jehova zice lui Adonai. Datoria lor era să descopere faptul că Mesia este fiul lui David după trup, dar este fiul lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Binecuvântat să fie numele Domnului. Iisus Hristos, Mesia, este după trup fiul lui David, pentru că s-a născut în seminția lui David. S-a născut în trup omenesc ca să poată aduce jertfă pentru păcatele omenirii.
Dar El nu este doar un om. El este Fiul veșnic al lui Dumnezeu care s-a întrupat. Și în întruparea Lui, în dumnezeirea Lui, în umanitatea Lui, El este Mântuitorul desăvârșit. Când fariseii spun, cine poate să ierte păcatele decât numai? Cine poate ierta? Dumnezeu. Domnul Iisus îi aduce la punctul la care scripturile lor, pe care trebuiau să le interpreteze corect cărturarii, dovedesc faptul că Mesia este și Dumnezeu, este Adonai. Dar în împietrirea minților, în ura lor față de Hristos, în loc să înțeleagă corect scripturile, au răstălmăcit scripturile. Și Domnul Iisus îi confruntă cu scriptura ca să dovedească limpede că Mesia este Fiul lui David, este Fiul lui Dumnezeu, om adevărat, Dumnezeu adevărat și doar în numele Lui este iertarea păcatelor. Adevărul acesta îl proclamă Petru după coborârea Duhului Sfânt când vorbește poporului în Ierusalim și spune în capitolul 4 cu 12, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este dat sub cer niciun alt nume în care trebuie să fim mântuiți. Slujba cărturarilor și fariseilor era să prezinte poporului pe singurul în numele căruia este mântuire. Pentru că fără Iisus Hristos nu este mântuire și viața veșnică este aceasta să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Și Domnul Iisus aduce în templu, în ultima predică, clarificarea scripturilor cu privire la Mesia. Învățătura de atunci este una fundamentală pentru cei din generația aceea și pentru noi. Frați și surori, în nimeni altul nu este mântuire. Fără credința în Iisus Hristos, omenirea se duce în iad. Indiferent cât e de religios, cărturarii și farisei erau religioși, atât de religioși încât dădeau zeciuială până și din izmă, din mărar și din chimen. Oamenii aceștia erau religioși, dar o religie care este pe lângă Hristos. O religie care nu este ancorată în Hristos Domnul. Este mesajul fundamental pentru toate generațiile de pe pământ. În nimeni altul nu este mântuire. Ne rugăm ca Dumnezeu în numele Lui Hristos să aducă mântuire. Oamenii să-L descoperă pe adevăratul Mesia, om adevărat, Dumnezeu adevărat. În El avem iertarea păcatelor, prin sângele Lui avem curățirea păcatelor. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Este primul punct al predicii Domnului Iisus. Stabilirea clară a identității lui Mesia. Este o identitate confirmată de Scripturi și Scripturile sunt inspirate de Duhul lui Dumnezeu. Așa spune Domnul David, inspirat de Duhul Sfânt. Afirmațiile lui David nu sunt afirmații omenești. Însuși David, fiind însuflat de Duhul Sfânt, a zis, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea, până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Este Scriptura inspirată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, este autoritatea finală și este autoritatea veșnică. În baza Scripturii, noi credem că Iisus Hristos este singurul Mântuitor și Domn. Că nu există mântuire pe lângă El, în afara Lui. Că nu există mântuire decât în Cel care este Dumnezeu adevărat, om adevărat, care a venit în lumea noastră să moară pentru păcatele noastre, a murit, a fost îngropat, a înviat din morți, este la dreapta Tatălui în glorie și acum îl așteptăm să vină a doua oară. Dar îl așteptăm pe Cel care este Fiul lui David și este Fiul lui Dumnezeu, om adevărat și Dumnezeu adevărat. Divinitatea Domnului Iisus Hristos și umanitatea Lui sunt aspectele fundamentale ale credinței Noului Testament, ale credinței creștine și definește creștinismul față de orice altă religie. Da, sunt religii care spun că Iisus Hristos a fost un mare profet. Alte religii spun că a fost un mare exemplu moral. Da, lucruri frumoase, dar mântuirea este în Iisus Hristos care este Fiul lui David și Fiul lui Dumnezeu. Este Iisus Hristos Domnul, a Lui să fie slava. Și Biserica Emanuel zice, amin. Primul punct a predicii. Este punctul central. Este proclamat de Domnul în templu. Templul trebuia să arate spre El. Scripturile arătau spre El.
Toate jertfele și tot ritualul de la templu trebuia să arate spre el. Și acum el însuși este înaintea lor. Și ei nu recunosc, nu-l acceptă, ci dimpotrivă îl tăgăduiesc și îl urăsc de moarte. Așa că în punctul al doilea predicii Domnul Iisus confruntă cărturarii și fariseii și Marcu redă varianta prescurtată a confruntării, în timp ce Matei dă varianta largă, întreagă a confruntării pe care Domnul Iisus o are față de farisei și cărturari. În învățătura pe care le-o dădea, Iisus zicea: păziți-vă de cărturari cărora le place să umble în haine lungi și să le facă lumea plecăciuni prin piețe. Ei umblă după scaunele din tâi în sinagogi și după locurile din tâi la ospețe. Casele văduvilor le mănâncă și fac rugăciuni de ochii lumii. O mai mare osândă va veni peste ei. În confruntarea pe care Domnul Iisus o are față de cărturari și farisei, și dacă întoarceți la Matei 23, întoarceți, vă rog, la Matei 23. Un capitol întreg sunt cuvintele aspre cu care Domnul îi confruntă pe cărturari și farisei. Și printre altele spune: povățuitori orbi, oameni care înconjoară pământul ca să facă un ucenic, și după ce au făcut din el ucenic, îl fac un fiu al iadului. Ce le spune Domnul Iisus este: voi duceți oamenii iad. Voi care trebuia să duceți oamenii la Hristos, la singurul care are viața veșnică, mântuirea, iertarea. Voi nu doar că nu duceți oamenii la Hristos, ci voi îi duceți în iad. Vai de voi, farisei și cărturari, care sunteți rătăciți și rătăciți poporul. Cuvinte aspre. Cuvinte aspre valabile atunci și valabile astăzi. Frați și surori, oamenii care rătăcesc poporul n-au dispărut odată cu cărturarii și fariseii. Oamenii care rătăcesc poporul sunt prezenți în fiecare generație. Oamenii care rătăcesc poporul sunt prezenți în generația noastră. Oamenii care rătăcesc poporul folosesc toate mijloacele ca să se adreseze minții tale, inimii tale, dorințelor tale, păcătoșeniei tale, ca să te ducă în rătăcire. Vai de voi, cărturari și farisei, povățuitori orbi! Și Domnul Iisus, în Matei, are o prezentare largă a tuturor păcatelor și tuturor rătăcilor fariseilor și cărturarilor, dar în Marcu are trei lucruri cu care îi confruntă. Mai întâi, mândria. Păziți-vă de cărturari cărora le place să umble în haine lungi și să le facă lumea plecăciuni prin piețe. Ei umblă după scaunele din tâi în sinagogi și după locurile din tâi la ospețe. Oameni plini de importanță. Oameni care se îmbracă și când spune Cornilescu tracere în haine lungi, de fapt aveau niște robe lungi în care erau îmbrăcați și erau robe de culoare albă. Erau robe lungi de culoare albă, aveau și ciucuri la marginile robei și filacterii și această uniformă era specifică pentru cărturari. În așa fel încât să fie văzuți de toată lumea oriunde se duc, ăștia sunt cărturarii, ăștia sunt experți în înțelegerea Scripturilor și în tălmăcirea Scripturilor. Și Domnul Iisus spune: umblați în hainele acelea ca să atrageți atenția asupra voastră. Slujba voastră era să arătați spre Hristos, dar voi atrageți atenția asupra voastră. Frați și surori, numărul celor care și astăzi atrag atenția asupra lor, folosind numele lui Hristos, folosind credința sau folosind Scriptura, este într-o creștere înspăimântătoare. Sunt oameni care folosesc numele lui Hristos doar ca să-și facă marketingul personal. Probabil că ați văzut și dumneavoastră. În fiecare zi se postează pe toate site-urile, sunt afișe cu ei, sunt în toate părțile, ei fac mari lucrări, ei fac minuni, ei fac cu tare lucru. Și toate lucrurile pe care le fac sunt pentru slava lor. Este mândria. Și cărturarii și farisei erau prinși de această mândrie.
să fie băgați în seamă, să fie în văzul tuturor. Tot ce fac, fac ca să le aducă lor slavă, nu slava lui Dumnezeu. Noi suntem creați, suntem mântuiți, suntem păstrați în har pentru slava Lui, amin. De ce ne rugăm ca Dumnezeu să păzească viața fiecăruia și să păzească Biserica Emanuel de oameni care să caute slava lor? Noi suntem creați pentru slava Lui. Și Domnul Iisus îi confruntă pe cărturari și spune: voi trăiți pentru slava voastră. Tot ce faceți este pentru slava voastră. Și îmbrăcămintea, și modul în care ieșiți în popor, și modul în care vă duceți la sinagogi, la locurile din tâi, la locurile importante și la ospețe, la locurile importante. Ca și când voi ați fi centrul lumii, ca și când toate s-ar învârti în jurul vostru. Ați uitat că sunteți doar indicatoare spre Hristos și ați devenit scop în sine, în loc să fie scopul, să arătați înspre Mesia. Mândria. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne păzească de mândrie. O să mă întrebați, este vreun om care nu e ispitit de mândrie? Ați cunoscut vreun om care nu are ispita mândriei? Dacă n-am avea noi mândrie, nu ne-ar putea jigni nimeni. Când ne jignește cineva, nu ne jignește în smerenia noastră, așa-i? În ce ne jignește? În orgoliul nostru, în mândria noastră. Și este vremea aceasta în care toată lumea este croită, este îndreptată ca să nu atragă atenția asupra lui Hristos, ci asupra omului. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne păzească. Al doilea lucru pe care Domnul Iisus îl reproșează cărturarilor și fariseilor este lăcomia. Mănâncă casele văduvelor. Oamenii care folosesc toate lucrurile acestea ca să își adune ei bani, ca să-și adune ei resurse, oameni care folosesc religia pentru îmbogățirea lor, oameni care folosesc religia ca să-și facă ei averi și nu sunt interesați de împărăția lui Dumnezeu, ci sunt interesați de împărăția lor. Și din pricina aceasta se uită la tot ce pot păcăli și la tot ce pot lua de la ceilalți. Și Dumnezeu vede. A fost atunci și este astăzi. Câți dintre dumneavoastră ați văzut, și probabil că ați văzut la posturi de televiziune zis creștine, emisiuni în care un așa zis vindecător spune să trimiți o scrisoare și dacă pui în scrisoarea aceea atâția bani, el o să se roage peste scrisoarea aceea și o să ți se rezolve toate problemele. Câți ați văzut așa ceva? Vă mulțumesc, să nu vă fie teamă. Da, sunt oamenii care mănâncă resursele unor oameni necăjiți, loviți de necazuri. Fie o boală, fie o încercare în familie, fie un necaz sau altul. Și spun, trimiteți-ne banii și noi ne rugăm. Când a făcut Domnul Iisus așa ceva? Când au făcut apostolii așa ceva? Când au făcut apostolii să îi trimiți și ei pun niște picături de ulei ca să facă vindecări și spun, dacă trimiți banii tăi, te vom vindeca. Sunt oameni care aleargă după câștig, păcălind oameni și aceștia mănâncă, distrug casele văduvelor că sunt vulnerabili. Sunt femei care sunt lovite de necazuri și oamenii aceștia care par impresionanți. Sunt oameni care le iau câștigul, le iau bănuțul ca să adune ei, frați și surori. Mă uit la vremurile noastre. Mă uit la oameni care fac tot felul de evenimente și reclame ca să-și adune bani. Și spun că e târgul cu tare și târgul cu tare ca să adune bani. Uitați-vă la toate acestea cu discernământ. Interesul nu este slava lui Hristos, ci slava lor. Interesul nu este răspândirea Evangheliei, ci este adunarea pentru ei. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne ferească. În vremea comunistă, era o vorbă care circula oficial sau semi-oficial, că foarte mulți oameni se pocăiesc pentru câștiguri materiale. Și spunea, dacă se pocăiesc, atunci de la pocăiți primesc bani. Ați auzit așa ceva? Nu, noi nu chemăm oameni la pocăință ca să primească bani. Noi chemăm oameni la pocăință ca să aibă parte de iertarea păcatelor, să aibă parte de pacea cu Dumnezeu,
să aibă parte de viața veșnică. Și Domnul Iisus confruntă farisei și cărturarii cu această lăcomie și viclenie față de cei care sunt vulnerabili. Punctul 3 a predicii. Primul punct, clarifică identitatea lui Mesia. Punctul al doilea, confruntă farisei și cărturarii pentru mândria, pentru lăcomia lor și în al treilea rând pentru fățărnicia lor. Fățărnicia lor. Fac rugăciuni lungi de ochii lumii. Ipocrizia lor. Și Matei spune, se duc și la colțurile străzilor, se opresc și ce fac? Se roagă. Vreau să vă imaginați că ajung la trecerea de pietoni aici și ai cărturarul îmbrăcat în hainele acelea pe care toată lumea le recunoaște că sunt a marilor religioși și se oprește acolo la trecerea de pietoni și se roagă. A trecut trecerea de pietoni, se oprește să se roage iar. Este fățărnicie, este ipocrizie, este această tendință de a impresiona vrând să demonstreze că sunt religioși. Și Domnul Iisus îi confruntă cu această ipocrizie și spune, din pricina lăcomiei, din pricina mândriei și a ipocriziei voastre, veți primi o osândă cumplită. Veți fi osândiți, veți fi judecați mai aspru decât toți ceilalți. Punctul 3. Iisus se dea jos în fața visteriei templului și se uita cum aruncă norodul bani în viserie. Mulți care erau bogați aruncau mult. A venit și o văduvă săracă și a aruncat 2 bănuți care fac un gologan. Atunci Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis, adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toți cei care au aruncat în viserie. Căci toți ceilalți au aruncat din prisosul lor, dar ea din sărăcie ei a aruncat tot ce avea, tot ce îi mai rămăsese ca să trăiască. Cine este cel mai mare donator de la templu? Cine e cel mai mare donator de la templu după vorba Domnului Iisus? Cine? Așa. Cum o cheamă? Cum o cheamă pe văduva aceasta care e cel mai mare donator? Are nume. N-are nume. Este un exemplu care contrastează izbitor cu ceea ce fac fariseii, cărturarii, saducheii, irodianii, învățătorii legii. Este un contrast izbitor. Scena este în curtea femeilor. La Ierusalim, la templu, erau mai multe curți, curtea neamurilor, a femeilor, a evreilor și apoi curtea preoților. După aceea venea Sfânta și Sfânta Sfintelor. Templul avea un ansamblu de clădiri și erau aranjate pentru specificul fiecărei activități. La visteria templului erau acele cutii speciale în care, pe lângă darea pentru templu sau taxa de templu care trebuia plătită de fiecare evreu, erau aceste cutii zise cutii ale milei. Când oamenii veneau la templu, să se închine lui Dumnezeu și se duceau la cutiile acelea să facă donație și pentru ceea ce înseamnă mila față de semeni. Cutiile acelea, mari, metalice, aveau un fel de orificiu de gură prin care se turnau banii și în vremea aceea nu erau bani de hârtie, nu erau nici cecuri. În vremea aceea banii erau sub formă de monezi metalice. Și de la gura acelei cutii până în cutie era o pâlnie sub forma unei trâmbițe sau unei trompete. Tot din metal. Și ce se întâmpla atunci când puneai banul? Banul mergea pe canalul acela metalic cu toate învârtiturile lui, cu toate curbele lui și făcea zgomot. Era ca și când ai sunat din trâmbiță. Vă aduceți aminte ce spune Domnul Iisus în predica de pe munte? Tu când faci milostenie, nu suna din trâmbiță ca să audă toată lumea. Trimiterea este la dărnicia de la templu. Când oamenii care voiau să impresioneze, se duceau să facă donații cu multe, multe monezi, când era mai mare aglomerația.
Și când turna monezile acelea pe pâlnii aceia, era zgomotul care mergea din vârtitură în vârtitură și era zgomotul acela specific care impresiona oamenii. Wow! Toarnă monezi acolo de 10 minute. Toarnă monezi acolo de o jumătate de oră. Și auzi toate acele sunete pe care le fac monezile și cu cât e sunetul mai mare și mai lung, cu atât este donatorul mai mare și mai important în ochii cui? În ochii oamenilor. Și în timp ce este spectacolul acesta acolo, ajunge la cutia dărniciei. O femeie în vârstă, o femeie văduvă, o femeie săracă. Și a pus în deschizătura aceea, cât a pus? În original, două monezi de cupru. Două monezi de cupru, care erau cele mai mici valori monetare, cele mai ieftine, cele mai neimportante. În traducerea Cornilescu, ca să ne ajute să înțelegem, zice, a pus acolo doi bănuți. Vreau să vă imaginați că ar fi în lei și văduva aceasta are două monezi de câte un bănuț. Un ban. Și în timp ce toți ceilalți au făcut zgomote impresionante, femeia aceasta se duce și când ajunge și ea, toarnă doi bănuți care fac un zgomot abia perceptibil. Cine a fost impresionat de donația ei? Cine a fost impresionat? Cel care se uită din cer și de pe pământ și cunoaște absolut totul. Și Domnul Iisus cheamă ucenicii și le spune: ați văzut tot spectacolul acesta? Ați văzut și femeia aceea văduvă? Vreau să vă spun că femeia aceasta a donat mai mult decât toți ceilalți. Dacă ai fi fost unul dintre ucenici, să spui: stai un pic, dar unde sunetele? Că el alți care au stat acolo o jumătate de oră și au tot urnat monezi. Și monezi din alea grele, care fac sunet mari. Ăia sunt mari donatori. Și Domnul Iisus spune: dintre toți, femeia aceasta este cel mai mare donator. Dărnicia ei este cea mai mare din toate dărniciile care s-au adus la templu. Dar de ce? Căci toți ceilalți au aruncat din prea plinul lor. Din prea plinul lor. Din bogăția lor. Dar ea din sărăcia ei a aruncat ce? Tot ce avea. Tot ce îi mai rămăsese să trăiască. Dacă ne-am uitat la monezile vremii, plata unui om care a muncit o zi întreagă era un dinar. Ce a aruncat femeia aceasta în trezorerie, în visterie, era undeva a 9-a 10-a parte dintr-un dinar. Adică, dacă ar fi să zici, merge să-și cumpere pe bănuții pe care i-are o bucată de pâine. Știți cât și-ar fi putut cumpăra? Nici măcar un sandwich. Dar asta e tot ce are. E la templu. Templul arată spre Dumnezeu. Mă duc la templu să mă închin. Și când mă închin lui Dumnezeu, David spune: nu voi aduce o jertfă care să nu mă coste. Mersul la templu este despre închinare. Închinarea este adusă singurului Dumnezeu adevărat, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și închinarea pe care o duc la templu nu este: mă duc la templu pentru ce primesc, ci mă duc la templu pentru ceea ce îi ofer lui Dumnezeu. Mă duc pentru ceea ce este Dumnezeu și ce aduc eu lui Dumnezeu.
Jertfele de la templu spun, mă duc înaintea lui Dumnezeu și mă duc să mă închin și să-i dau lui Dumnezeu din ceea ce mi-a dat El. Închinarea este despre jertfa pe care o aduc eu lui Dumnezeu, nu despre cât pot eu lua ca să mă duc acasă. De aceea, atenție! Ați auzit oameni care au spus, astăzi m-am dus degeaba la biserică pentru că nu m-am întors acasă cu? Cu? Cu nimic. Ați auzit? În mod cert ați auzit. Poate că ai spus chiar tu. Știi care e problema? Te-ai dus la templu ca să primești, nu să te dărui, să te închini. Nu te-ai dus la templu pentru ceea ce dai. Frați și surori, dacă ai venit la templu și te închini lui Dumnezeu și îi dărui rugăciunea ta de dimineață, rugăciune cu voce tare. Dacă vii la templu și te închini lui Dumnezeu și în adâncul inimii tale îți dai viața și îi spui, Doamne, sunt aici. Sunt aici în baza jertfei Fiului Tău și a Harului Tău. Sunt aici, Doamne, și mă așez pe altarul Tău. Sunt aici, Doamne, și tot ce am și sunt, vreau să le pun sub autoritatea Ta și la dispoziția Ta. Domnul Iisus spune, femeia aceasta a venit să se închine și când se închină, aduce lui Dumnezeu jertfă. Și acum sublinează Domnul Iisus, nu aduce jertfa ca să porționeze cât are și să-i dea lui Dumnezeu ce-a mai rămas. Un fermier s-a dus acasă de la ferma familiei, plin de bucurie. Și soția l-a întrebat, de ce ești așa bucuros? Și a spus, sunt bucuros pentru că la ferma noastră, vaca aceea de rasă a fătat azi noapte 2 viței. Și? Uite ce am hotărât și vreau să-ți împărtășesc și ție. Un vițel va fi al nostru și unul va fi al Domnului. Care va fi al nostru și care al Domnului? Păi îi creștem pe amândoi împreună și când vor fi mari, îi vindem pe amândoi și prețul de pe unul este al nostru și prețul de pe celălalt este al Domnului. Zis și făcut. Și trec lunile și pe finalul anului fermierul vine de la fermă acasă tare supărat. Și soția îl întreabă, de ce e supărat? Sunt supărat că a murit un vițel. Care vițel a murit? Ziceți dumneavoastră. A murit vițelul Domnului. Aveți dreptate. Vedeți? Când este vorba de Domnul, îi aducem lui Dumnezeu resturile. Îi aducem resturile. Ce-a mai rămas din inima noastră, ce-a mai rămas din timpul nostru, ce-a mai rămas din energia noastră, ce-a rămas după ce ne-am uitat la televizor, pe internet, ce-a mai rămas după ce am alergat după lucrurile materiale, dacă ne-a mai rămas ceva, fărâmiturile le dăm lui Dumnezeu. Și Domnul spune, femeia aceasta n-a venit cu fărâmiturile. Femeia aceasta a venit cu tot ce este ea. S-a așezat în mâinile lui Dumnezeu și i-a dat totul lui Dumnezeu, știind că Dumnezeu îi va purta de grijă. Frați și surori, păcătuim atât de mult când îi dăm lui Dumnezeu fărămituri, ce rămâne. Îi dăm lui Dumnezeu ce nu mai trebuie. În loc să îi dăm lui Dumnezeu ce avem mai scump. Și când Domnul spune, fiule, dă-mi inima ta. Să găsească ochii tăi plăcere în căile mele. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Adică să nu iei nimic din ceea ce ești și ai și să spui, astea nu le dau lui Dumnezeu, ci le dau lui Dumnezeu pe toate. Și când le-am dat lui Dumnezeu pe toate, le binecuvintează Dumnezeu și apoi mă ajută să mă bucur de ele și să le administrez pentru slava Lui și pentru înaintarea Evangheliei și pentru binecuvântarea mea. Dumnezeu nu vrea să-ți ia ce ai, să-ți ia casa. Dumnezeu nu vrea să-ți ia lucrurile pe care le ai și să rămâi boschetar sau în stradă. Dumnezeu vrea să îi le dai administrându-le pentru slava Lui. Ca să fie onorat Dumnezeu și binecuvântat-o. Ultima predică a Domnului. Clarifică identitatea lui Mesia. Confruntă fariseii și cărturarii. Și confirmă cea mai mare dărnicie. Acum, femeia aceea a dat tot ce a avut. Și Domnul Iisus o folosește ca exemplu atunci și astăzi. Avem o cântare care a surprins adevărul acesta și spune așa, am dat oare ce am?
mai bun lui Iisus. Nu am dat ce mi-a rămas și nu mai îmi trebuie, ci am dat ce am mai bun lui Iisus. Frați și surori, mă uit la inima mea și mă înfior și spun: Doamne, nu mă lăsa să vin înaintea Ta cu fărâmiturile care nu mai îmi trebuie. Nu mă lăsa să vin la Tine cu jumătate de inimă sau un sfert de inimă. Nu mă lăsa să vin la Tine cu ceea ce nu mai pot să folosesc pentru lumea aceasta. Și spun: Doamne, ajută-mă să fac ceea ce spune Apostolul Pavel. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Dar vorbim despre ce-i dai Domnul Iisus Hristos și de unde să începi. Începem de la inimă. Începem de la pupitrul de comandă a vieții noastre. Începem prin a ne dărui pe noi înșine. Și așa spune Pavel despre cei din Macedonia: din sărăcia lor, lucii au făcut o mare strângere de ajutoare, pentru că mai întâi s-au dăruit pe cine? Pe ei înșiși. Lui Dumnezeu. Voi vin să plecăm capetele. Ultima predică a Domnului în templu. Din ziua aceea, Domnul Iisus n-a mai pus piciorul în templu. Din ziua aceea, harul lui Dumnezeu pentru templu a încetat. A fost o problemă de timp până când templul a fost nimicit. Dumnezeu are o vreme de har pentru noi. Te rugăm, Doamne, ajută-ne să nu călcăm în picioare harul Tău. Și ajută-ne să-L prețuim. Mulțumim că atunci când Tu ai dat, ai dat ce ai avut mai scump. L-ai dat pe singurul Tău Fiu pentru noi. Mulțumim pentru Domnul și Mântuitorul nostru. Mulțumim că a venit din gloria cerului în lumea păcatului și a morții și a suferinței. Mulțumim că a luat păcatele noastre asupra Lui. Mulțumim că a plătit prețul iertării, a ispășirii noastre, a mântuirii noastre. Mulțumim că în jertfa Lui și în sângele Lui avem iertarea și curățirea păcatelor. Și mulțumim că prin credința în numele Tău avem intrare slobodă la Tatăl. Te rugăm să ne păstrezi în stare de har. Ne-am uitat, Doamne, și am văzut că nimeni altul nu este mântuire. Ne uităm la cei din preajma noastră care își caută mântuirea în toate gunoaiele lumii. Ajută-ne să fim canale care îndreaptă spre Hristos Domnul. Ajută-ne să fim oameni care arătăm spre Cel care este singurul Domn și Mântuitor. Singurul al Cărui nume este mântuirea. Așa Te rugăm să ne ajut să trăim în casele noastre. Așa Te rugăm să ne ajut să trăim în societate. Împreună cu toată biserica Te rugăm: mântuiește-i pe cei din preajma noastră. Îndură-Te de România, Doamne. Ai milă de țara aceasta și de conducătorii ei. Ai milă, Doamne, de organizațiile acestea care se duc în destrăbălare. Te rugăm să le ieși înainte. Ai milă de copiii și de tinerii noștri și Te rugăm să-i ajut să-L găsească pe Hristos. Te rugăm să ne păzești de lăcomie, de fățărnicie, Te rugăm să ne păzești de mândrie, Te rugăm să ne păzești de orice păcat. Și ajută-ne, Doamne, să ne așezăm cu tot ceea ce suntem și avem pe altarul Tău. Sfințește jertfa fiecăruia. Vino cu noi la casele noastre. Păzește copiii bisericii în tabără. Ne rugăm să le vorbești, Doamne, și să le vorbești cu toată dragostea și autoritatea Ta. Te rugăm acum, ai milă de aceia care sunt pe un pat de suferință, de aceia care sunt pe rampa de plecare spre veșnicie. Doamne, umple-le inima de bucuria prezenței Tale. Dacă ai hotărât să-i duci în veșnicie, pregătește-i pentru cer. Dacă în îndurarea Ta le mai dai zile, Doamne, Te rugăm, dă-le credința adevărată pentru viața pe care o trăiesc. Și fă din ei oameni care să arate spre Hristos Domnul, pentru că Te rugăm în numele Lui. Ascultă-ne, Tată, prin Duhul. Amin.